Bun găsit, dragi prieteni, și bine ați venit pe canalul Calea spre Mântuire. În cele ce urmează vă voi povesti despre profețiile părintelui Ilie Cleopa, despre Apocalipsă și nu numai. Oamenii vor căuta moartea și moartea nu va veni. Cele patru pricini pentru care va veni sfârșitul lumii. Părintele Ilie Cleopa, cunoscut predicator al Moldovei, era unul dintre monahii căutați de credincioși pentru sfaturile sale duhovnicești. Mâncava raiul, le ura părintele de la sihăstria celor care îl căutau la mănăstire, dar avea grijă să-i atenționeze mereu să se pregătească în credință pentru venirea sfârșitului lumii. Părintele arhimandrit Ilie Cleopa s-a născut în anul 1912 în comuna Sulița, din județul Botoșani. A fost botezat cu numele de Constantin și era al cincilea dintre cei 10 copii ai familiei Alexandru și Ana Ilie. La vârsta de 17 ani a fost ucenic al părintelui Paisie Olaru și în anul 1929 s-a alăturat obștii schitului Sihăstria, alături de fratele său mai mare, Vasile. Constantin a fost tuns în monahism în august 1937, primind atunci numele de Cleopa. Mai târziu a ajuns egumenul schitului și apoi a fost făcut arhimandrit când lăcașul s-a ridicat la rang de mănăstire. Apocalipsa părintelui Cleopa, duhovnicul căutat mereu de pelerini. Părintele Cleopa obișnuia să-i primească la mănăstirea Sihăstria din Neamț pe toți cei care îl căutau pentru a afla o vorbă de duh, renumele său ducându-se repede în Moldova, iar apoi în toată țara. Din aceste întâlniri cu duhovnicul au rămas imprimate, în format audio sau video, învățăminte, dar și interpretări ale Bibliei. Întrucât părintele Cleopa a fost un iscusit autodidact și cunoștea bine Sfânta Scriptură, precum și o parte din scrierile Sfinților Părinți și Sfintele Canoane ale Bisericii Ortodoxe, la îndemnul unor ierarhi și teologi a început să-și scrie atât predicile proprii, cât și unele cărți cu conținut patristic, teologic și moral. La aceasta a fost îndemnat în mod deosebit de părintele Dumitru Stăniloae, cu care era foarte apropiat, și de mitropolitul Antonie al Ardealului, care îi era ucenic. Apocalipsa în viziunea părintelui Cleopa. Patru motive pentru care va veni sfârșitul lumii. Tema despre sfârșitul lumii este tratată de părintele Cleopa în două volume intitulate Convorbiri duhovnicești, apărute în anii 1984 și 1988 și reeditate ulterior în anul 1994 într-o ediție specială la Mitropolia Moldovei și Bucovinei din Iași. Convorbirea a opta dintre cele 14, intitulată Despre îngeri, moarte, viața viitoare și judecata de apoi, reprezintă o serie de explicații ale părintelui Cleopa despre sfârșitul lumii. Spun Sfinții Părinți că pentru patru pricini trebuie să fie sfârșitul lumii: ca să se arate dreptatea lui Dumnezeu în toată desăvârșirea ei, ca să se arate nedreptatea oamenilor față de poruncile lui Dumnezeu, să se pedepsească păcatele și fără de legile lumii de la întemeierea ei până la sfârșitul veacurilor, ca să se răsplătească faptele bune ale dreptilor pe măsura credinței și a răbdărilor, explică părintele Cleopa întrebării de ce trebuie să fie sfârșitul lumii. Duhovnicul mai spune că nimeni nu știe când va veni sfârșitul lumii, aceasta fiind o mare taină a lui Dumnezeu. Cu toate acestea, evenimentul va fi precedat de semne între oameni, pe pământ și în univers, care vor prevesti apropierea venirii lui Hristos. După aceste semne, vom cunoaște cât de aproape este venirea Domnului la judecată. Nu va fi distrusă lumea materială, pământul și întreg universul, ci numai se va reînnoi, se va curăți, după care va fi cer nou și pământ nou. Este păcat să credem că Dumnezeu va distruge definitiv zidirea Lui pe care a făcut-o cu mâinile sale și a zis că este foarte bună. Sfinții Părinți au hotărât și ei că cine va zice că la sfârșitul lumii va fi distrus desăvârșit pământul și universul, care este zidirea lui Dumnezeu, să fie anatema, mai arată Ilie Cleopa în Convorbirea a opta.
Apocalipsa părintelui Cleopa, Enoch și Ilie, Antichrist și cele 1260 de zile. Detalii despre Apocalipsă sunt prezentate atât în lucrarea Ne vorbește părintele Cleopa, cât și într-o serie de înregistrări audio și video intitulate Despre vremurile de pe urmă, realizate în urma dialogurilor cu duhovnicul ale pelerinilor veniți la Mănăstirea Sihăstria. Arhimandritul spune că cea de-a doua venire a lui Dumnezeu pe pământ, prima fiind cea prin Fiul Său Iisus, va fi precedată de prorocul Enoch și Ilie, cei doi măslin și potire ale lui Dumnezeu. Cum le spune părintele Cleopa, au ca misiune să cheme oamenii să se pocăiască, iar ei vor încerca să facă acest lucru timp de 1260 de zile. La venirea întâi, când a venit pentru mântuirea noastră, Dumnezeu l-a avut pe Ioan înainte mergătorul. La venirea a doua, îl va avea pe Ilie, căci Ilie va veni înainte de Antichrist, care va împărăți. Ilie nu vine singur, ci vine cu Enoch, spune părintele Cleopa într-o înregistrare din anii 80. În același timp, cu misiunea celor doi proroci, lumea va fi amăgită de un fals Mesia, Antichristul. Enoch și Ilie o să-l înfrunte pe Antichrist în față. Dumnezeu va da secetă și o să fie o foarte mare foamete și greutate pe fața pământului. Se va mânia Dumnezeu și va încuia cerul ca să nu mai plouă 3 ani și 6 luni. În 1260 de zile va fi împărăția lui Antichrist și atâtea năluciri, semne, minuni va să facă Antichrist și toți cei care vor crede în el vor lua din Duh lui Antichrist, a cărei venire este în toată puterea satanei, mai spune părintele Cleopa Ilie. Apocalipsa părintelui Cleopa. Toate sunt pregătite pentru ziua mâniei cea mare a lui Dumnezeu. În interpretarea pe care o dă Apocalipsei, părintele Ilie Cleopa spune că timp de 5 luni va fi cu tremur de Armagedon, războiul în care vor fi angrenate toate popoarele de pe pământ. În acest conflict se va face uz de bombe nucleare, dar nu numai oamenii vor avea de suferit. În pregătirea cataclismului mondial, Ilie Cleopa vine cu argumentul arsenalului nuclear aflat în dotarea mai multor state în acele vremuri. Citeam în ziarul Scânteia, numai rachetele de pe un singur submarin atomic pot să distrugă Europa, să o facă un câmp radioactiv. Nu o să mai existe orașe sau munți sau păduri, toate sunt pregătite pentru ziua mâniei cea mare a lui Dumnezeu, care va veni să ardă pământ și să facă jăratec, avertizează părintele Cleopa Ilie. Acesta prezintă un tablou înfricoșător cu oameni afectați de suflul deflagrației nucleare, ale căror oase se vor topi, dar nu vor muri, ci vor trăi precum târătoarele. Vor căuta oamenii moartea și moartea nu va veni. Bombele cu neutroni sunt bombe apocaliptice. Bucureștiul va fi un mormânt de cristal, de rășină. Unde a fost pădure, ai să vezi moală. Nimic nu se va mai alege din lumea aceasta, susținea părintele duhovnic. Mâncava raiul, așa îi binecuvânta părintele Cleopa pe toți cei care îi cereau o vorbă de suflet. Părintele Cleopa Ilie a plecat din această lume pe data de 2 noiembrie 1998, fiind condus pe ultimul drum de 10.000 de credincioși. Rugăciunea părintelui Cleopa Ilie. Sfinte Îngere, cel ce stai înaintea pătimașului meu suflet și al vieții mele cele ticăloase, nu mă lăsa pe mine păcătosul, nici nu te depărta de mine pentru neînfrânarea mea, nu da loc diavolului cel viclean ca să-mi stăpânească cu silnicie acest trup muritor. Întărește mâna mea cea slabă și neputincioasă și mă îndreptează la calea mântuirii. Așa, Sfinte Îngere, a lui Dumnezeu, păzitorul și acoperitorul sufletului și al trupului meu celui ticălos, iartă-mi toate cu câte te-am mâhnit în toate zilele vieții mele și orice am greșit în această zi. Acoperă-mă în această noapte și mă păzește de toată ispita celui potrivnic, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeu, și te roagă pentru mine către Domnul ca să mă întărească într-o frica sa și vrednic să mă arate pe mine, robul său, bunătății sale. Amin.
Iubiții mei, numele meu este Grațiela și aștept părerile voastre în secțiunea de comentarii ale acestui clip. De asemenea, vă invit să vă abonați la canalul Calea spre Mântuire și să apăsați clopoțelul pentru a primi notificări cu toate noile postări ale canalului. Până data viitoare, să vă pomenească Bunul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin.